România merită astăzi un punct. Voiam să vă întreb despre finalurile de meci și astăzi și în Muntenegru. De regulă, când joacă două echipe de nivel similar, cea care este în dezavantaj domină clar. De ce credeți că România nu poate să împingă și mai mult jocul pe final, deși este în dezavantaj? Eu sunt parțial de acord, cred că meritam cel puțin un punct după aspectul jocului, dar hai să o luăm în ordine. În primul rând, ce am spus colegilor și la flash interviu, vreau să repet ca să fie mesajul unitar pentru toată lumea. Am transmis echipei și după jocul din Muntenegru și înainte de acest joc, dar și acum la final în vestiar, că atâta timp cât echipa are atitudinea care trebuie, când intră determinată în teren, când băieții învață să lucreze altfel în echipă, să ne protejăm mai mult, să muncim mai mult unul pentru celălalt, să ne ajutăm mai mult, când avem curaj, când ne asumăm responsabilități. Nu vroiam să aibă un mesaj greșit că tot timpul antrenorul își asumă responsabilitatea și viața merge înainte. Le-am spus-o asta în față, am spus-o și public, nu pentru dumneavoastră, ci ca să se întoarcă la ei înapoi. Așadar, astăzi lucrurile stau diferit. Responsabilitatea este a mea, echipa a intrat, a muncit, a lucrat, s-a dăruit, s-a luptat, a creat, a generat ocazii. Din păcate, să fim sinceri, am avut ocazii foarte mari și nu le-am valorificat. Adversarul nostru a avut o semi-ocazie, minge băgată la careu. Sigur, au fost niște momente bune și ale lor, niște momente de presiune, dar nu au fost ocazii ca ale noastre, incomparabile. Din păcate, e un moment care nu e ușor. Eu sunt pregătit să-l gestionez, dar dacă mă bucuram cu siguranță și pentru mine și pentru stafful meu ca să reușim un rezultat mai bun, credeți-mă cu tărie, spun că bucuria mea era și mai mare pentru băieți, pentru că știu că aveau nevoie de un astfel de rezultat ca să ne punem pe picioare unul pozitiv, să mergem acasă, să pregătim cele două jocuri din România și să aducem puncte la clasament. Bună seara! A schimbat sistemul, s-a schimbat un pic și atitudinea. Totuși, simțiți o frustrare pentru că pare că nu reușim să ajungem la un rezultat pozitiv pentru noi. Vă spun sincer, eu nu m-am considerat niciodată extrem de norocos. Cred în Dumnezeu, cred în muncă, cred în corectitudine, cred în atitudine. Sunt elemente pe care le-am adus cu mine și încerc să le pun în joc. Dar dacă fac o analiză a celor patru jocuri la echipa națională, cel puțin în trei meritam clar mai mult. Cu Grecia am avut ocazii, repriza a doua, am avut bar, am avut situații, meritam măcar un punct. În Israel am făcut un joc foarte bun cu 2-0, am avut ocazii de 3-0, de 3-1, de 3-2. Am plecat doar cu un punct. În Muntenegru a fost o seară execrabilă și nu meritam absolut nimic, dar astă seară din nou meritam cel puțin un punct. Și dacă marcam primii, cu siguranță că aveam altă încredere, altă speranță și cu siguranță și alt rezultat. Nu schimbă neapărat sistemul încrederea. Nu. Sistemul a fost un mijloc, echipa a răspuns bine, au înțeles ce am cerut, au gestionat bine primele 10 minute de forcing, după care am avut foarte multe momente când am controlat jocul. Și nu numai ocazii, dar am avut și alte 4-5 situații din care puteam să facem ocazii foarte bune. Bună seara! Două chestiuni. V-aș întreba mai întâi dacă ați mai simțit pe parcursul acestui joc că ar mai fi existat momente de teamă din partea jucătorilor noștri. Asta odată. Și doi, v-aș întreba cum veți gestiona alcătoria defensivă în următoarele două jocuri, pentru că ați rulat aproape toți jucătorii de acum. Da. Bună întrebări. În primul rând, hai să încep cu a doua. Avem o șansă acum că sunt 4 zile între cele două meciuri, dar e adevărat că avem un drum acasă, trebuie să ne recuperăm, trebuie să gestionăm bine, trebuie să ne regenerăm din toate punctele de vedere, în primul rând mental. Știți că băieții suferă, știți că pun la suflet, știți că s-au adunat lucruri din trecut și e nevoie ca să le arătăm încredere și eu asta fac, sunt pregătit să fac asta, sunt aici, sunt ferm pe poziții, sunt încrezător, încrederea mea e nemișcată. Atâta timp cât voi fi aici, voi da totul pentru echipa națională și sunt sigur că avem viitor bun în față dacă gestionăm lucrurile așa cum trebuie și dacă facem ce am făcut astăzi. Rezultatele se vor întoarce. În fotbal lucrurile se întorc și când muncești și te dăruiești, lucrurile îți vin. Vom analiza, încercăm să vedem ce probleme avem. Din păcate ați văzut că după ce am primit gol, am schimbat imediat sistemul, am reacționat, am impus jucători ofensivi, inclusiv cu Hanca, care să împingă mai mult banda, am băgat doi atacanți, în păcate ghinionul nu s-a oprit la
tabelă, cum a fost golul pe care l-am primit, care în păcate am gestionat greșit acel moment, dar am mers mai departe. Eu sunt sigur că putem construi și avem o șansă mare. Că lucrurile astea se întâmplă acum și nu sunt într-o grupă de calificări. Avem o șansă să ne vedem toate problemele, avem o șansă să ne schimbăm gândirea, mentalitatea, să trecem pe o traiectorie corectă, să ne unim, pentru că vă spun cu tărie, deși avem băieți cu caracter, nu am fost uniți, nu am fost uniți suficient, trebuie să ne unim, să strângem lângurile, să înțelegem că doar împreună avem o șansă mai mare pentru performanță. Puteți explica mai concret ce înseamnă, dumneavoastră faceți referire la preliminarii, că urmează să ne pregătim pentru preliminarii. Oamenii percep mandatul dumneavoastră ca în funcție de acest obiectiv interimar. Cât de important este acest obiectiv? E foarte important și mi-l asum. E foarte important și mi-l asum. Dacă veți termina pe ultimul loc, puteți continua? Există această înțelegere cu federația? Eu nu pot să fac acest scenariu, îl resping din start, pentru că am încredere că avem capacitatea să obținem cu totul altceva. Contractul meu e ferm, n-am mai discutat pe el, pentru că nu e cazul. Suntem în plină campanie de jocuri de Liga Națiunilor. E important, conștientizez, v-am spus la fiecare apariție că conștientizez cât de important este, dar totuși, chiar dacă echipa, nu știu, nu va termina în primele două locuri, nu este un turneu final ratat. Ratăm decât o șansă ca să ne creăm anumite avantaje pentru ceea ce înseamnă preliminari. Eu nu știu cât o să fiu aici, dar indiferent cât voi fi, că voi fi 6 luni, un an, 2, 3, voi da totul și asta am spus, că știu unde vin, știu că e un drum greu, mi-l asum, sunt pregătit pentru asta. Dacă nu vor fi rezultate, cu siguranță că mi-am asumat tot timpul responsabilitatea și vedeți că o fac după fiecare joc. Așa că, din punctul ăsta de vedere, sunt pregătit pentru asta. Aș avea eu două întrebări pentru dumneavoastră. Prima ar fi legată de faptul că nu am marcat în fața unor adversari modești din punct de vedere valoric. Și dacă în condițiile acestea obiectivul rezonabil ar fi faptul, nu știu, că ne-am putea lupta pentru a evita retrogradarea în Liga C. Iar a doua întrebare, a apărut informația conform căreia domnul Stoichiță s-ar fi implicat în pregătirea meciului și v-ar fi cerut să-i arătați cum pregătiți dumneavoastră fazele fixe acolo unde România suferă. Referitor la prima întrebare, nu sunt de acord cu adversarii modești. Când avem adversari care joacă la Milan, la Inter, care au jucat pe la Juventus și pe la Roma, la Marseille, nu putem vorbi de adversari slabi. În ceea ce îl privește pe domnul Stoichiță, dacă aș ști cât de mult trag eu de dânsul ca să vină și să fie mai aproape de noi și respinge sau fuge sau găsește scuze ca să nu... Când e vorba de interesul echipei naționale, când e vorba de România, pentru mine nu există orgolii. Oricine care poate ajuta, e binevenit. Când ai oameni care au experiență, cu care poți să vorbești, cu care poți să te sfătuiești, trebuie să fii efectiv naiv ca să nu faci treaba asta. De fiecare dată când am avut un adversar, personal l-am rugat să se uite, când îi permite timpul să vadă adversarul, să-mi spună niște concluzii. Tot timpul l-am chemat lângă mine și lângă staful meu. Dar acum pun eu o întrebare și e retorică, recunosc. Chiar în 12 ani de când sunt antrenor nu m-ați cunoscut suficient de bine? Am permis eu cuiva să ia decizii în ceea ce înseamnă parte tehnică peste mine? Măcar din punctul ăsta de vedere ar trebui să fiți conștienți că tot ce înseamnă decizii tehnico-tactice, tactice, mi-aparțin în totalitate. Domnul Stoichiță, e binevenit să ne fie alături și astăzi am chemat dimineața, am băut cafeaua împreună și am povestit un pic despre abordare. Sunt lucruri firești, sunt lucruri normale cu noi în cantonament toată ziua. Pentru mine lucrurile astea nu se reprezintă un subiect. Dacă mai îmi permiteți o întrebare, pe tatăl dumneavoastră îl întrebați pentru că a fost în această poziție de selecționer, știe foarte bine cum se gestionează o astfel de situație, dacă i-ați cerut sfatul. Tot timpul vorbim generalități. Vede jocurile, e normal, la rece, vorbim, îl întreb ce a văzut, ce i s-a părut, ce crede că trebuie schimbat, unde trebuie îmbunătățit. V-am spus, eu n-am orgolii. Sunt stăpân pe munca mea, nu stăpân, extrem de stăpân. Am o experiență care îmi dă posibilitatea să fiu echilibrat. Nu mă duc nici într-o direcție, nici în alta, nici la, nu știu, trecut la victorii nu m-ați văzut ultra entuziasmat să îmi pierd echilibru și nici invers. În momente de acestea grele să îmi pierd echilibru, deci chiar pot să folosesc și mi-asum că folosesc orice fel de discuție
strict amical și, dacă se poate, în interesul echipei naționale. Tatăl meu a trecut prin momente de genul ăsta de nenumărate ori, cum am mai spus, în 4 turnee finale la care a fost prezent. A avut parte, cu siguranță, de generații bune, dar și eu am încredere că această generație poate scoate capul și să ajungeți dumneavoastră să o apreciați cu adevărat. Mai multe echipe de nivel mediu, vorbesc pe plan internațional, folosesc acest sistem cu trei fundași centrali, m-aș gândi la Ungaria, la Finlanda, la Țara Galilor, poate. Simțiți că acesta este un sistem foarte bun, ținând cont că sunt patru ferestre în care puteți să vă întâlniți cu jucătorii și totul în meciuri internaționale pleacă de la faptul că important este, în primul rând, să nu primim gol? Eu nu sunt adeptul schimbărilor majore și recunosc că asta a fost o schimbare majoră ca și sistem și abordare. Îmi place să fiu consecvent, să fiu echilibrat, dar au fost foarte multe lucruri pe care le-am luat în calcul pentru seara asta și când am ajuns la concluzia să schimbăm sistemul, ne-am raportat că au fost infinit mai multe avantaje decât dezavantaje. Luați un joc foarte bun la România în trecut, unul foarte îndepărtat cu Germania, când s-a jucat în aceeași structură pe linia de fund și au fost aceiași trei fundași centrali. Mai mult decât atât, Rus joacă la echipa lui de club fundaș central. Manea, Burcă, Camora au jucat în play-off meciuri în sistemul cu 5. Triunghiul la mijloc nu l-am schimbat, nu a fost ceva foarte diferit. Asta nu înseamnă că continuăm 100% pe linia asta. Vedem, analizăm și încercăm să luăm deciziile cele mai bune. M-am raportat la toate aceste elemente, bineînțeles și la adversar, și am concluzionat că e o variantă bună și rămân la părerea că după exprimarea echipei a fost o alegere înțeleaptă. Din păcate ne-a lipsit rezultatul. Ați fost criticat înainte, după meciul din Muntenegru, că nu l-ați folosit pe Octavian Popescu. Ați fost criticat și astăzi că nu a fost în primul 11, l-ați introdus. Cum l-ați văzut în aceste minute în care a jucat astăzi cu Bosnia și aveam nevoie să recuperăm acel dezavantaj? Un copil foarte talentat, pe care îl cunosc, care are sprijinul meu total, are încrederea mea, care are o marjă solidă de progres, dar în continuare trebuie să fie, să-și parcurgă etapele de creștere așa cum trebuie. Este încă un jucător destul de fragil. Nu are putere încă, nu poate înlănțui efortul, nu poate duce contrastele și din punct de vedere defensiv. Aici ai nevoie de fotbal total, dar încet, încet sunt sigur că îl putem câștiga și poate deveni unul dintre cei mai importanți jucători echipei naționale. Trebuie cu răbdare. Dacă vrem presiune, atunci poate să o facă cine vrea, la mine nu ajunge. Știu că pentru fiecare contează banul, pentru mine contează echipa națională și mai puțin împingerea jucătorilor ca să le creștem cota. Cum vă așteptați să reacționeze publicul la meciurile următoare de acasă? Înainte de toate, trebuie să nu omit faptul că din nou am avut astăzi o prezență importantă de suporteri și vreau să le mulțumesc în numele meu, dar în mod special în numele echipei. Ne-au încurajat 95 de minute. Cinste lor, au bătut drumul pentru noi. Le mulțumim, băieții, credeți-mă că sunt recunoscători. E nevoie de public. Am spus-o și o spun mereu, dacă vrem să ne ridicăm, dacă avem speranță, trebuie să venim lângă echipă. Nu lângă mine, lângă echipă, lângă echipa națională, să lăsăm la o parte când venim la stadion supărările, frustrările. Nu avem altă echipă națională, asta este momentul de față și dacă o susținem, cu siguranță că avem o șansă în plus. Fără suporte ne va fi infinit mai greu. Am încredere că se poate crea o atmosferă frumoasă în Giulești și putem susține echipa națională. Iar dacă echipa națională va fi susținută și va aduce 3 puncte acasă cu Finlanda, cu toții vom vedea altfel lucrurile. Da, este păcat că am avut destule ocazii, trebuia să fructificăm măcar una. Mi-aduc aminte aia lui George, cred că n-a văzut că a intrat adversarul. I-am dat și eu una lui Cicâldău, că dacă o lovea, eu cred că era gol. Dar asta este, e bine că am arătat atitudine și sper să facem și noi rezultate puțin mai bune. Că eu cred că meritam cel puțin un egal astăzi. Ce s-a discutat acum în vestiar? Ce v-ați zis între voi? Hai să ținem capul sus, să muncim la fel cum am făcut-o până acum, pentru că suntem pe drumul cel bun. Mai avem mult de muncă, dar păcat, suntem foarte frustrați că, v-am spus, meritam măcar un punct. A fost dezamăgirea mare după înfrângerea din Muntenegru. Gonesc că a lucrat mai mult la psihie decât la partea fizică. Da, normal, pentru că e greu. Când ultima oară țin minte că i-am bătut la ei acolo și acum să ne bată 2-0,
dar asta este, trebuie să ne gândim acum la Finlanda și să dăm tot ce avem mai bun, să sperăm să facem un rezultat pozitiv. Suporterii la gardă acolo ce v-au zis? Nu, i-am aplaudat, au aplaudat și atât am văzut eu, am plecat. Alex, așa, un nou suflu a apărut în echipă, dar cu toate acestea ieșiți din nou învinși de pe teren. Cum e așa sentimentul la finalul unui asemenea meci? Dezamăgire. Da, cred că am fost mai cu viață, să zic așa, meciul ăsta. Am fost mai energici. Am avut câteva momente bune, unele în care poate nu ne-a ridicat iarăși la un nivel foarte bun, dar per total cred că a fost un meci, comparându-l cu cel din Muntenegru, a fost un meci mai bun. Puțină șansă, cred că nu meritam să pierdem. Poate un punct era mai echitabil, dar asta e fotbalul. În momentul acesta se pare că suntem într-o pasă în care poate nici acel noroc nu e cu noi, dar mergem mai departe, capul sus, muncim în continuare și sperăm la meciul următor să luăm cele trei puncte. Cum ați trăit voi aceste zile? Pentru că au fost foarte multe critici, s-a vorbit de faptul că XY trebuie să se retragă. Te referi la mine și la Kirigheș, să vorbim mai concret. Sincer să fiu, într-un fel, să zic așa, între ghilimele, mă bucur că a apărut subiectul ăsta, că s-a luat puțin presiunea de la meci și lumea vorbea mai mult de noi și a pus un pic presiunea mai mare pe umerii noștri, ceea ce cred că ne descurcăm cu lucrul ăsta și am lăsat puțin jucătorii mai tineri să respire. Nu a fost ușor. După meciul din Muntenegru, credeți-mă, toți eram, să zic așa, dărâmați, psihicul la pământ. Nu pot să zic că nu eram motivați, dar nu mai aveam acea încredere și nu e ușor să vii după un asemenea meci în care am fost, din toate punctele de vedere, foarte, foarte slabi, să vin seara asta și să încerci să câștigi. Nu vreau să vorbesc negativ, nu vreau să gândesc negativ, vreau să privesc la următoarele zile, să încurajăm pe toți jucătorii care vin în urmă la echipa națională. Într-adevăr, atunci când ai rezultate pozitive, e mai ușor să integreze, mai ușor să le oferi încredere, dar ușor, ușor sper că și aceste rezultate vor veni. Ce ați vorbit între voi? A fost o altă atmosferă față de după meci? După o înfrângere, nu cred că poate fi o atmosferă bună. Chiar dacă, să zic așa, am fost mai vii în meci, am avut câteva ocazii, cu puțin noroc puteam să înscriem. Am spus, cred că un egal puteam scoate aici, puțin noroc. E dezamăgire în continuare. Nu poți să vii la echipa națională și să fii fericit că ai făcut un meci puțin mai bun și că ai luat bătaie din Bosnia, în Bosnia 1-0. Nici măcar cu un egal nu cred că eram fericiți. N-ai cum să gândești așa. E tristețe, e dezamăgire, toți jucătorii sunt un pic cu moralul la pământ. Ne lipsește încrederea și când spun lucrul ăsta vorbesc de toată lumea, poate în momentul acesta, dar trebuie să o scoatem la capul. Noi am adus echipa națională în acest punct și noi va trebui să strângem rândurile și să o scoatem la cap. Ți-a venit așa ideea în gând să ridici mâna și să spui ok, hai că eu ies, vă las pe voi să stați la națională? Încerc să nu mă gândesc la lucrurile astea, nu vreau să fiu negativ, ți-am spus, dar vreau să fiu și realist și îmi doresc să ajut echipa națională. Nu știu cum se va întâmpla lucrul acesta, dar dacă e mai bine pentru echipa națională ca eu sau X sau Y să facă un pas în spate, îl vom face pentru binele echipei naționale cu siguranță. Cum va fi cu Finlanda pe Giulești? În primul rând sper lumea, nu știu cât de motivat sunt să vină la stadion și chiar ne dorim să fie alături de noi, să ne susțină, să-i susțină pe jucătorii care au venit noi la echipa națională, care pentru ei e un prim contact, sunt jucători tineri care au nevoie de suportul lor și noi, în primul rând, avem nevoie ca echipă de suportul lor. Sper să fie stadionul plin în Giulești și să ne susțină și noi trebuie, în primul rând, să le oferim motive să ne susțină și să fie alături de noi. Și cred că dacă, nu știu, vor vedea din partea noastră determinare și o atitudine pozitivă, îi vom atrage alături de noi. Sper să ușor, ușor să producem și rezultate pozitive, pentru că astea sunt cele mai importante, indiferent de cum joci și cum te prezinți în teren. Iordănescu a tratat deja obiectivul, 6 puncte în următoarele două meciuri. El e șeful. Asta ne dorim și noi, mai ales că venim după asta, după două meciuri cu rezultate negative. Orice rezultat pozitiv ne va oferi încredere și e clar. Ar fi puțin rușinos pentru noi să terminăm aceste 4 meciuri fără, să zic așa, 6 puncte, 4 puncte, cum suntem în situația aceasta, cred că ar fi puțin rușinos pentru noi. Ca un om cu experiență, ce le-ai spus celor mai tineri sau ce le spui
la antrenamente, la discuții? Trebuie să-i strângem alături de noi, să le oferim încredere. Nu putem să venim și noi la rândul nostru să găsim doar lucruri negative, să fim negativi, să căutăm doar lucrurile rele, pentru că încarcă lucrul acesta. Încercăm să fim alături de ei, atât cât putem cu experiența noastră și cât putem și noi, încercăm să le oferim încredere, să-i ajutăm, dar sunt jucători inteligenți care ușor, ușor sunt convins că vor crește de la meci la meci. Mulțumesc!